În Sfânta și Marea Zi de Vineri, din Săptămâna Patimilor, facem amintire de punerea în mormânt a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de altfel rânduiala liturgică pe care Biserica a așezat-o se numește Prohodul Domnului, slujba de prohodire, mai spunem noi, de înmormântare, folosim acest termen și când înmormântăm pe cineva. Este numită în popor și Vinerea Neagră sau cea mai tristă zi a anului, pentru că în general când participăm la înmormântarea cuiva drag, fie că e din familiile noastre sau cineva cunoscut, luăm cu noi această stare de tristețe, noi împropriem o atitudine prin care înțelegem sau încercăm să înțelegem cât de vulnerabili suntem în viața aceasta și că viața noastră atârnă de un fir de păr. Suntem datori cu o moarte. Noi suntem călători în lumea aceasta și trebuie să înțelegem că vine la un moment dat și această vreme a despărțirii de lumea aceasta. Credincioșii ajunează, țin post negru, mulți dintre ei, în semn de respect pentru Mântuitorul Hristos, este o osteneală asumată. Cei care sunt sănătoși țin lucrul acesta și mulți sunt și în parohiile noastre auzim și vedem foarte mulți credincioși care ajunează, care țin post negru. Slujba aceasta a prohodirii Domnului ne prezintă ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în perioada aceasta în care, după ce Mântuitorul Hristos este așezat pe cruce, este răstignit și El își dă sufletul Său pentru noi toți, pentru lumea întreagă, în mâinile Părintelui Ceresc, Iosif, cel cu frumos chip, așa cum îl numește Scriptura, cere conducătorilor romani să îi dea trupul pentru a-l așeza în mormântul său. Era un mormânt săpat în piatră. Iar acei dintre telespectatorii care ne privesc acum și-au avut posibilitatea să ajungă în Țara Sfântă și-au îngenunchiat la piatra mai întâi înaintea pietrii ungerii. Această piatră mare pe care a fost așezat trupul lui Hristos și a fost uns cu miruri și mai apoi înfășurat în giulgiu, după care ajungem la piatra mormântului, acolo unde se află mormântul lui Hristos și unde an de an, în ziua învierii, vine lumina dumnezeiască, lumina cea nefăcută de mâna omului, pentru a ne spune, pentru a ne aminti de fiecare dată că Hristos înviază în fiecare an pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru neputințele noastre, pentru slăbiciunile noastre. Fiul lui Dumnezeu înviază în fiecare an și îngenunchează creștinul înaintea acestei pietre și spune o rugăciune. În general ne rugăm nu numai pentru noi, ci pentru cei dragi. Ducem rugăciune pentru toți cei care au aflat că vom ajunge la Ierusalim, pentru bolile lor, pentru suferințele lor, pentru păcatele lor, pentru neputințele și neîmplinirile lor. Și ce frumos este când trăiești această emoție știind că ținând mâinile pe piatra învierii, a mormântului învierii Mântuitorului Hristos, tu poți
să te faci mesager, ca arhanghelul care a dus vestea cea frumoasă Sfintei Fecioare Maria. Nu trebuie să fim triști, chiar dacă vărsăm lacrimi pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Mântuitorul Lumii, pentru că bucuria învierii, lumina care luminează tuturor, este aproape. Și mai avem puțină vreme până când vom spune cu voce tare, proclamând învierea lui Hristos, Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Noi trăim cu nădejdea învierii, cu nădejdea vieții celei veșnice.